Bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Nadina Câmpean. Avem primele imagini cu momentul în care un copil din Turcoaia, județul Tulci, a fost găsit împușcat din greșeală de polițiști. Doi tineri de pe marginea drumului au văzut cum șoferul fără permis încerca să fugă de poliție, iar poliția îl gonea pe șosea și au început oamenii să filmeze. Pe fundal se aud focuri de armă, vedem chiar acum imaginile. Trage foc de armă! Poliția! Trage, bă! Poliția trage după lali! Trage după lali, bă! Trage după lali, bă! Uite poliția! Filmi, bă! Filmi, bă! Vrei să mă sui? Vrei să hai, nu, hai! Stai că ne tragi! Răzvanem de la geoane! Stai aici, mă! Stai aici! Bă, câinile! Bă, dar... Stai, trebuie! Trage! Nu l-a prins! Trage, auzi! Trage foc de armă! Poliția! Trage, bă! Poliția trage după lali! Ce s-a întâmplat acolo? Care au fost consecințele? Aflăm chiar acum de la colega mea, Alexandra Ghețe. Alexandra, bună ziua! Bună ziua, bun găsit tuturor! 6 focuri de avertisment în plan vertical, urmate de alte 4 focuri în plan orizontal. Atâtea focuri de armă s-au tras aici, pe această stradă, din localitatea Turcoaia, când polițiștii au încercat să îl prindă pe individul care n-a vrut inițial să oprească la semnalele lor. În cele din urmă a coborât și a început să fugă. În toată această acțiune, iată că a fost rănit atât cel pe care îl urmăreau, cât și băiatul de 13 ani care se plimba cu bicicleta pe o străduță lăturalnică. Iată că este o situație destul de gravă. Băiatul a ajuns la spital, a fost operat și se pare că acum este în afara oricărui pericol. Însă avem aceste imagini în care se vede cum acționează poliția, se vede cum trag după persoana respectivă. Sunt imagini surprinse de către cei care locuiesc aici în zonă. Pe de altă parte vine o informație de ultimă oră și anume dosarul a ajuns, iată, la parchetul de pe lângă judecătoria Măcin și se fac cercetări pentru purtare abuzivă pentru a se lămuri toată această situație. Deocamdată nu s-au luat măsuri preventive și vorbim de cercetări in rem, însă în cele din urmă vom afla cu exactitate cum a fost posibil ca un copil de 13 ani care se plimba pe stradă să fie împușcat.